Dragii mei, bună! Eu sunt Raul, mă adresez acum îndeosebi domnilor care au avut probleme de-a lungul timpului cu căderea părului. Eu am trecut prin așa ceva, recunosc destul de vizibil, la un moment dat am apelat la implantul de păr, care într-adevăr arată și arată foarte bine, dar parcă nu am fost suficient de mulțumit pentru că existau zone, mai ales în creștetul capului, unde din cauza vascularizării destul de proaste, ca să spun așa, sau insuficiente, părul nu crește așa cum aș fi dorit. Și am apelat la o metodă, mi-a fost recomandată această metodă, care se numește Scalp Micropigmentation, micropigmentarea scalpului, micropigmentarea capilară, sau mai pe românește, pe înțelesul tuturor, un fel de tatuaj al scalpului, care acoperă zonele în care părul nu a crescut suficient, sau pur și simplu conturează tot capul, astfel încât ai senzația că ai un păr extraordinar de bogat și totul arată minunat. Este o metodă non-invazivă, non-chirurgicală, nedureroasă și din câteva ședințe arăți perfect din punctul ăsta de vedere. Țin la modul în care arată părul meu, la modul în care arată scalpul, pentru că sunt un om care apare în public, apare la televizor și este foarte importantă imaginea. Dar nu contează că apari sau nu în public, pur și simplu pentru a te simți tu bine, tu cu tine, indiferent că ești sub grav, zidar, sudor, șofer, orice fii, un bărbat elegant care își dorește să aibă grijă de imaginea lui, poate să apeleze la această metodă. Vă recomand din tot sufletul. Am lucrat cu un profesionist, un om care este plin de premii din punctul ăsta de vedere, pentru că a studiat îndeaproape această metodă de micropigmentare a scalpului. Numele este Ana Maria Lupășteanu. Vă recomand să o căutați pe internet, aveți câteva adrese aici în acest material, să ajungeți la Ana Maria, pentru că știe exact ce are de făcut pentru ca să beneficiați de rezultate extraordinare în urma acestei metode de micropigmentare a scalpului. Evident că și doamnele pot beneficia de rezultatele miraculoase pe care le are această metodă. Așadar, vă invit să aveți încredere în mine, să vă uitați la mine, pentru că eu am trecut deja prin așa ceva, vorbesc din proprie experiență și nu fac o recomandare dacă nu aș fi trecut deja prin mâinile ei. Ana Maria Lupășteanu este omul de care aveți nevoie pentru ca să arătați extraordinar de bine. Dragii mei, în urmă cu câțiva ani, așa cum poate foarte mulți dintre voi știți, eu am făcut un implant de păr. Sunt foarte mândru de acest lucru, pentru că eram aproape chel. Nu aveam păr absolut deloc și cu toate astea parcă nu este suficient. În zona scalpului, chiar în creștet, unde nu se vascularizează zona foarte bine, părul nu a reușit să se dezvolte la așteptările pe care eu le-am avut în urma implantului. Și atunci am apelat la această metodă de micropigmentare. Ce înseamnă această metodă de micropigmentare? Înseamnă că acolo unde nu există păr sau unde nu s-a dezvoltat suficient de bine, putem, pe românește spus, tatua locul respectiv, astfel încât să avem impresia de păr, fără ca zona să fie afectată medical, fără ca să simțim durere, fără ca să fie rău, când poate să fie foarte bine. Sunt la început. Ce va ieși? O să vedeți chiar în această filmare. Salutare! Eu sunt Raul, iar ea este prietena mea foarte dragă, Ana Maria Lupășteanu, un profesionist desăvârșit. Părul meu și conturul acestui păr arată extraordinar de bine datorită ei, din cauza ei, aș spune așa cu ghilimele de rigoare, micropigmentarea scalpului meu s-a realizat cu mânuțele acestui profesionist desăvârșit. Sunteți pe mâini foarte bune. Ana Maria Lupășteanu.